cât ar trebui să stau? Căutaseră pe Domnul de bunăvoia lor și îl găsiseră. 2 Cronici 15:15. Te vei întoarce mereu doar într-un loc plăcut. Așadar, rămâi în prezența lui Dumnezeu până când vei crea amintiri suficient de puternice ca să te aducă mereu înapoi. Dacă nu faci asta, vei fi ademenit în altă parte de lucruri mai puțin valoroase. Cât ar trebui să stau în prezența lui? Întrebi. 1. Stai până când te-ai pocăit cu adevărat. Ascultă. Când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Scrie în 2 Corinteni 7, versetul 10. 2. Stai în prezența Domnului până când greșelile tale au fost rezolvate. Ascultă. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Scrie în Proverbe 28:13. 3. Stai până când mânia ta se domolește. Ascultă. Vă las pacea, vă dau pacea mea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ne spune Domnul Iisus în Ioan 14:27. 4. Stai în prezența Domnului până când frica te părăsește. Ascultă. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Este promisiunea lui Dumnezeu în Isaia 41:10. 5. Până când durerea ta se vindecă. Ascultă versetul următor. Dar te voi vindeca și îți voi lega rănile, zice Domnul. Ieremia 30:17. 6. Stai în prezența Domnului până când puterea ta este reînnoită. Ascultă și versetul. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Îl găsești în Isaia capitolul 40, versetul 31. Toate acestea pot fi găsite în prezența lui Dumnezeu. Așadar, stai acolo până când vei primi de la El ceea ce ai nevoie. O emisiune realizată în colaborare cu Fundația SER România.